Cozile au început să se formeze în jurul orei 17 după ce oamenii ar fi aflat de la televizor că motorina va trece de 11 lei pe litru. Cei mai mulți au venit să-și facă plinul și au adus cu ei și bidoane sau canistre. Aproape plinul. Da, cam se scumpește și se ne-a poziționat. Măcar pentru o perioadă. Aceste imagini au fost surprinse după lăsarea întunericului la o benzinărie de la ieșirea din Drobeta Turnu Severin către Timișoara. Coloana de mașini se întindea pe mai bine de 500 de metri, pe două benzi, iar traficul a fost blocat. La un moment dat, șoferii care circulau spre alte localități au început să claxoneze iritați. Haos a fost și la Craiova, unde seara trecută toate benzineriile din oraș au fost luate cu asalt. De frica scumpirilor, șoferii au venit să alimenteze și s-au format cozi kilometrice la toate stațiile PECO. Într-o zonă foarte aglomerată din oraș, la o benzinerie din apropierea stadionului, traficul a fost paralizat. Eu am stat cam un oră, cam așa. Ați făcut plinul? Da. V-ați speriat? Da. Da. Tot timpul suntem speriați. V-ați speriat puțin când ați văzut cât este de aglomerat? M-am cam speriat. Cel puțin în oraș e mult mai aglomerat. Aici e puțin mai lejer. Și cum sunt livrator, este necesară. 3 ore. Stau, aștept, am avut canistrele, îl trimis pe taică-mea acasă să mă ia niște bidoane, că nu se știe ce va fi de mâine. După haosul de seara trecută la benzinării, a fost astăzi liniște și pace. În medie, prețurile au crescut, dar cu câteva zeci de bani. Dacă aseară au fost șoferi care și-au dorit cu orice preț să alimenteze până la miezul nopții, cei care au venit astăzi în benzinării au fost foarte relaxați. Cozile interminabile de aseară de la benzineriile din toată țara sunt istorie astăzi, iar șoferii care vin acum să alimenteze sunt mult mai relaxați pentru că zvonurile de aseară, conform cărora prețul pe litru la benzină și motorină va trece de 10 lei pe litru, iată, nu s-au adeverit. Între timp, guvernul a cerut controle în acest caz, iar ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței fac verificări. Cum vi se pare isteria asta care s-a creat aseară, cozi interminabile la benzină din toată țara? Nebunie, ce să zic. O nebunie. Deci toată lumea bagă, ce preț, 7,99, cât a fost, 7,67 ieri. Lumea nebună. Deci a meritat așteptarea de aseară de la Nu știu benzinării. Că nu m-a interesat. Ați fost tentat să veniți aseară să alimentați? Nu. Nu. De ce? Sunt de la țară și, în primul rând, cum să vă zic, orică alimentam aseară, orică acum, tot aceiași bani, cred că au fost și aseară și acum. Autoritățile au cerut controle la comercianții de carburant și anunță că vor urma sancțiuni împotriva celor care au încălcat legislația.